Este proastă pentru cei care nu au fost oneși la completarea cererilor pentru compensație. Autoritățile spun că vor demara verificări, iar cei prinși cu minciuna vor primi compensații minime. Ministrul Muncii și Protecției Sociale susține că instituția pe care o conduce a elaborat și un mecanism în acest sens. Invitat aseară la emisiunea Cutia Neagră de la TV8, ministrul Muncii și Protecției Sociale Marcel Spătare a declarat că instituția pe care o conduce a elaborat un mecanism prin care va verifica suplimentar beneficiarii de compensații care au încercat să ducă statul în eroare. Demnitarul s-a referit în special la cei care primesc salarii în plic și nu au indicat veniturile reale, menționând că ar exista peste 10.000 de astfel de consumatori. O familie care are un istoric mare de consum, de energie, și declară venituri care nu le permit să plătească niciun sfert din istoricul de consum care s-a înregistrat. Și acum, conform algoritmului, este în categoria de vulnerabilitate foarte ridicată. Ne punem întrebarea cum și-au plătit facturile anii precedenți. Da? Probabil că nu au declarat veniturile. Deci, pentru aceste familii, în decembrie, vom introduce încă un filtru care să le declaseze, să le pună maximum în categoria de vulnerabilitate medie. Potrivit Ministrului Muncii și Protecției Sociale, aproximativ 60% din gospodăriile din țară au fost înregistrate pe platformă, iar în jur de 6% din cereri au fost completate cu erori. În acest sens, Marcel Spătari a îndemnat pe cei care se simt nedreptățiți să depună contestații. Cea mai frecventă eroare, știți care era? Uh, în loc de, de, de venitul mediu lunar, persoanele indicau venitul total pe șase luni, da. Și atunci, normal că acest venit din greșeală, umflat. Majorat arăta o vulnerabilitate scăzută, pentru că persoana declara că are mai mulți bani decât în realitate câștigă lunar. Ce ține de consumatorii care încă nu s-au înregistrat pe platformă și în luna noiembrie au primit compensații conform categoriei medii de vulnerabilitate, atunci pentru luna curentă vor primi ajutoare minime dacă nu se vor înregistra nici de această dată. În luna noiembrie pe platformă s-au înregistrat 695.000 de gospodării, dintre care 80% sunt gospodării cu gradul de vulnerabilitate maximă.